Bună seara! În ședința de guvern de astăzi am aprobat mai multe acte normative, dar două sunt mai importante. În primul rând, a fost aprobat un proiect de lege privind desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Este clar, aici este o promisiune a coaliției de guvernare, dar este în același timp și o recomandare și pentru respectarea MCV-ului. Sunt mai multe lucruri pe care am luat în calcul acolo. Detaliile acestui proiect de lege vor fi prezentate de domnul ministru al Justiției. Eu pot să vă spun doar un singur lucru. Ar trebui să ne aducem aminte că CSM a dat aviz negativ atunci când a fost înființată această secție. CSM a dat aviz negativ și acum, dar nu pentru că nu dorește desființarea secției, ci pentru alte considerente. Repet, detaliile vor fi prezentate de domnul ministru al Justiției. Tot în această ședință de guvern a fost aprobată ordonanța de urgență pentru privindu-ne măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Este vorba de ordonanța de urgență de care aveam nevoie pentru a putea aproba legea bugetului. Această ordonanță va fi publicată în Monitorul Oficial și după aceea mâine vom avea ședința de guvern în care vom aproba legea bugetului pentru 2021. Știți foarte bine lucrurile pe care fac parte din această ordonanță. Este vorba despre eliminarea sporului pentru persoanele instituțiilor prefectului de 30%. Se propune menținerea valorii puncte de pensie la 1.442 de lei în 2021, o economie la bugetul de stat de 9 miliarde de lei aproape. Se prorogă până la 1 aprilie 2022 intrarea în vigoare a legii numărul 195 din 2020 privind statutul personalului feroviar. Se instituie un cadru legal necesar pentru ca sumele rămase necheltuite din alocările pentru facilitățile de transport studenți să poată fi utilizate către universități în anii următori și pentru acordarea de burse pentru studenți. Se modifică legea educației naționale în sensul stabilirii dreptului studenților să beneficieze de tarif redus cu 5% pe mijloace de transport și abrogarea prevederilor prin care se reglementa ca studenți să beneficieze de gratuitate. Și cam astea sunt măsurile. Vouchere de vacanță, bineînțeles, au fost amânate pentru decontarea serviciilor pentru 2022. Deja în circulație sunt vouchere de vacanță aprobate, prelungite din 2019 și din 2020. Dacă sunt întrebări, câteva întrebări, pentru că mai am și Ministrul Justiției este aici pregătit să vă răspundă și domnul vicepremier, deci doar câteva întrebări. Bună seara, Cătălina Mănuiu, Realitatea Plus. Domnule premier, mâine vom avea bugetul. Ne putem aștepta la schimbări față de varianta care a fost anunțată? Nu, față de varianta de deficit, nu. Deficitul bugetar rămâne așa cum am stabilit. Sunt modificări poate în interior, alocări și realocări diferite, mai multe credite de angajament, ceea ce înseamnă... Sunt ministere care primesc mai mulți bani? Nu vorbim de credite bugetare mai multe. S-ar trebui la Ministerul Dezvoltării să fie o sumă alocată mai mare pentru la CNI și la PNDL, dar în rest e vorba de credite de angajament în special, sume care sunt alocate prin credite de angajament pentru a permite să se facă contracte anul acesta și apoi, bineînțeles, vor fi plătite în viitor. Dar deficitul bugetar rămâne la 7,16 cu aceiași parametri de cheltuieli și venituri. Ați văzut foarte bine și astăzi avizul Consiliului Fiscal, care spune că este un buget credibil și crede că acest deficit bugetar poate să fie atins în acest an. Este totuși un buget care a primit un aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social. Da. Interesant, nu? Bugetele care au distrus România între 2017 și 2019 au primit avize pozitive. Bugetele care au crescut cheltuielile bugetare nesustenabil, în special de personal, au primit avize pozitive. Bugetele care au îngrădit spațiul economic din România și au introdus tot felul de legi cu intervenționiste, au primit aviz pozitiv. Iar acest buget, care primește în premieră un aviz pozitiv de la Consiliul Fiscal, de la profesioniști, cei care sunt profesioniști, spun că este un buget credibil, primește un aviz pozitiv. Dar, până la urmă, știți cum e, politica încă este o problemă, sau deciziile politice încă reprezintă o problemă în România, deci am spus că trebuie să facem reformă din temelii și mi-asum acest lucru.
Mai mulți mineri au dacă protestat. Dacă puteți să mă lăsați și pe cineva să pună întrebări, deci, pentru că sunt câteva. Larisa Bernaschi, observator Antena 1, tot referitor la vize, au făcut și câteva recomandări, cei de la Consiliul Fiscal, cei de la Consiliul Economic, prin care vă recomandă inclusiv introducerea unor taxe, astfel încât să crească veniturile la bugetul de stat. Aș vrea să vă întreb dacă veți ține cont de aceste recomandări, dacă aveți de gând să introduceți anul acesta sau pentru anul viitor noi taxe. Aceste recomandări sunt mereu din partea Consiliului Fiscal sau altor organisme similare, au fost și anul trecut. Dar anul trecut, contrar sau împotriva tuturor celor care credeau că nu vom reuși, am reușit să menținem economia plină de putere, să avem un rezultat mai bun decât a fost estimat, să ne împrumutăm mai ieftin și să finanțăm tot deficitul bugetar și fără să umblăm la taxe. Este un lucru pe care l-am spus din primul moment, că nu vom introduce taxe, vom arăta că putem să dezvoltăm economia și că putem să eliminăm evaziunea fiscală prin transformarea digitală a aparatului public și prin reformă în aparatul public. Nu este nevoie de să introducem taxe în perioada următoare. Veniturile și aici, dumneavoastră v-ați uitat la această parte din raportul Consiliului Fiscal, dar ar fi trebuit să ne uităm și acolo, la partea care spune clar că veniturile estimate ar putea să fie, sau sunt subestimate anul acesta, ceea ce iarăși este o premieră. S-ar putea să avem venituri mai mari decât le-am estimat noi în buget și recomandarea Consiliului Fiscal este să folosim aceste venituri pentru reducerea deficitului bugetar. De unde ar putea să vină aceste venituri în plus? Din performanța economică. Peste așteptări, dacă vă uitați acolo, Consiliul Fiscal spune că se așteaptă la o creștere economică între 4 și 5%, ceea ce este mult peste ceea ce estimau cam toate aceste instituții acum câteva luni de zile pentru România. Mai am o ultimă întrebare referitor la sporuri. Da? Am văzut că, din nou, de această dată, CSM-ul este nemulțumit, în primul rând, de declarațiile ministrului Muncii, Raluca Turcan, referitor la tăierea sporurilor. Aș vrea să ne spuneți dacă mai credeți că se pot tăia sporurile din sistemul bugetar sau măcar plafona anul acesta. Este, așa cum am spus, sporurile sau legea salarizării a fost adoptată în Parlamentul României. Este normal să mergem cu o lege a salarizării în Parlamentul României, care va reașeza toate aceste salarizarea, sistemul de sporuri, dar eu ce vreau să aduc aminte românilor? Sunt 110 miliarde de lei cheltuieli de personal în 2020. Din acestea, 27 de miliarde aproape reprezintă sporuri. Deci aproape o treime reprezintă sporuri. Aceste cheltuieli de personal s-au dublat în perioada 2016-2020. Eu doar îi întreb pe români dacă au simțit că performanța celor care primesc o treime sporuri și cărora s-au dublat salariile, s-a dublat în această perioadă. Este o întrebare la care trebuie să răspundem cu toți. De aceea eu aduc aminte de reformă și de a lega performanța de venituri. Și apoi putem să discutăm și de sporuri. Mulțumesc. Dacă mai îmi permiteți să vă întreb, se pregătesc mai multe amendamente în Parlament pentru mai multe proiecte de infrastructură și nu numai, dacă mai sunt bani și ar putea să fie adoptate în Parlament. Am alocat resurse în acest buget la un nivel istoric pentru investiții. Așa cum am făcut și anul trecut, și anul acesta este un buget care se axează pe investiții și veți vedea că și anul acesta execuția va fi una foarte bună. Alexandru Vlădescu, Antena 3, în contextul sporurilor voiam să vă întreb dacă luați în calcul să vă uitați și la indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație sau ale adunărilor generale ale acționarilor? Bineînțeles. Este un proiect de lege care lucrez. Limitarea numărului de membri în Consiliul de Administrație, limitarea numărului de Consiliul de Administrație în care poți să faci parte și, bineînțeles, și de indemnizație. Vin și acestea. Care ar putea fi limitarea, de exemplu, pentru un... Cred că maxim, ne uităm la maxim 5 de membri într-un Consiliu de Administrație, dar când va fi proiectul de lege gata, vom veni cu el și vi-l vom prezenta. În ultima perioadă ați tot vorbit despre majorarea pensiilor și pentru anul 2022 spuneați că acestea se vor indexa cu rata inflației, la care se va adăuga 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut pe țară. Înțeleg că acum, în această ordonanță de urgență pe care a spus-o în dezbatere publică, apare această modificare de nuanță, cel mult 50%. Cum rămâne până la urmă și ce ne garantează nouă până la urmă că pensiile vor crește în continuare cu 50%, așa cum ați mai spus? În primul rând trebuie să fim foarte clari. Nu eu aduc discuția cu pensiile în spațiu public, dumneavoastră mă întrebați mereu de pensii. În al doilea rând, pensiile vor crește cu rata medie anuală a inflației, deci aici este o garanție,
la care se adaugă cel mult 5% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Deci este o garanție că vor crește cu rata inflației și cu cel mult 50% din creșterea reală a câștigului. Deci, dar poate fi și 10%, așa se înțelege. Este o garanție că vor crește. De asta ne întrebați cu cât vor crește. Vom vedea anul viitor. Dacă economia României are o performanță foarte bună anul acesta, și cu toții trebuie să dorim acest lucru și să muncim să facem acest lucru, atunci pensiile vor crește mai mult. Depinde de noi toți cu cât vor crește pensiile. Și pentru că tot vorbim de pensii, avem acel soft pentru recalcularea pensiilor sau nu în acest moment? Ministerul Muncii poate să ne confirme, dar știu că în PNRR este inclus un întreg capitol de digitalizare a NOFM. Și legat de sporuri, ultima mea întrebare, până la urmă faceți modificările prin legea salarizării și aș vrea un termen aici, dacă ne puteți da, la Ministerul Muncii sau se fac efectiv amendamente acum la bugetul de stat în Parlament pe sporuri? Eu am spus că legea salarizării a fost aprobată în Parlamentul României și trebuie modificată în Parlamentul României. Bună ziua, Dorian Nicola de la Agenția de Presă Cuinews. Ministrul Ungar de Externe s-a întâlnit astăzi cu domnul ministru Bogdan Aurescu. Pe agenda discuției s-a aflat și citesc programul de dezvoltare economică a Ardealului, susținut de guvernul de la Budapesta. Dumneavoastră, cum priviți acest proiect dedicat comunităților etnice maghiare și cum apreciați utilizarea denumirii Ardeal într-un document bilateral? O să am o discuție cu domnul ministru Aurescu. Nu am avut încă o discuție să vedem care au fost elementele întâlnirii. După ce o să am o discuție cu domnul Aurescu și o să am o informare, o să vin și să vă prezint. Cum vedeți dumneavoastră utilizarea denumirii de Ardeal? Că regiunile nu au un statut juridic în România. Dați-mi voie să văd exact care au fost elementele discuției și după aceea pot să vi se vorbim. Nu vreau să vă dau o opinie personală. Aici suntem la Guvernul României. Aș dori să vă întreb, ați primit rapoartele de la Piatra Neam și de la Matei unele Balș? Unele din rapoarte am primit Matei Balș, Piatra Neamț. Eu vreau să vă aduc aminte că la Piatra Neamț am trimis și Inspecția Economică. Am un raport preliminar cu care nu am fost foarte fericit, am cerut să se reanalizeze. Cel de la Matei Balș l-am, unele lucruri au fost demarate. Așa cum am spus de fiecare dată. Rapoartele pe care le primesc de la instituțiile Corpul de Control sau Inspecția Economică, în cazul în care există probleme de natură penală, ele vor merge exact către instituțiile respective. Le veți face publice în următoarea perioadă? Sau? O să văd dacă ce pot să fac publice în aceste rapoarte și le vom face publice. Mulțumesc. Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. Voiam să vă întreb de reducerea pe care o vor avea studenții la călătoriile cu CFR. Guvernul vine prin această ordonanță să dea 50% la călătorii, însă au fost parlamentari PNL care spuneau că vor modifica această ordonanță și vor fi 24 de călătorii gratis. Ați vorbit cu cei din, cu liderii din coaliție, știți despre aceste modificări pregătite pentru ordonanță? Da, le-am văzut și eu aceste modificări. Este deci, bineînțeles că parlamentarii pot să depună amendamente la proiecte de lege care aprobă ordonanțe. În același timp, eu sunt cel care am fost implicat alături de colegii mei din guvern la elaborarea acestui buget și ne-am bătut pentru fiecare leu. Acum, dacă noi decidem să realocăm niște resurse pe care puteam trimite în comunități pentru a face, a repara un pod sau a repara o școală, să le transmitem, dacă parlamentarii cred că e mai bine să meargă pentru transportul gratuit pentru studenți, este decizia parlamentarilor. Decizia pe care am luat-o a fost aceea de a folosi aceste resurse în alte scopuri, dar și rămân la acest lucru. Cât despre avizul nefavorabil care a venit din partea Consiliului Economic și Social pentru această ordonanță de urgență, l-am parcurs și vedem că sunt mai multe critici legate de impactul bugetar. Spuneau aceștia, este un impact bugetar foarte mic, iar guvernul nu a consultat categoriile care au fost afectate de această ordonanță. Aici, cu impactul bugetar foarte mic, e relativ. Repet. Sunt comunități în România care au nevoie de câteva sute de mii de lei, câteva zeci de mii de lei pentru a supraviețui. Aici vorbim de câteva sute de milioane de lei economii sau când vorbim de pensii, de voucher, vorbim de miliarde de lei pe care le realocăm, așa cum am spus, le investim în economie, în zone unde avem randamente pozitive. Deci cu impactul bugetar este relativ. Mi-ar fi plăcut să văd și această grijă pentru impactul bugetar al Consiliului Economic Social, atunci când se aruncau bani în stânga și dreapta, fără niciun fel de fundamentare. Vă aduc aminte că atât legea pensiilor, cât legea salarizării, aprobate în guvernele PSD,
nu au avut nicio fundamentare economică, nu au avut niciun, nu existau sursele de finanțare. Și totuși, acest Consiliu Economic Social a dat aviz pozitiv. Ceea ce mă face să mă îndoiesc, să pun la îndoială buna credință a celor care au dat acest aviz. Vă rog, dacă mai permiteți încă o întrebare, spuneați că este un raport nefericit legat de ceea ce s-a întâmplat, pe care l-ați primit de la Piatra Neamț. Același lucru l-a spus și Ministrul Sănătății. Puteți să ne explicați puțin de ce este nefericit? Nu am spus nefericit, am spus că nu sunt fericit eu cu rezultatele. Și este o analiză economică acolo, este inspecția economică și m-am uitat la rezultate și am zis să fie reevaluate, pentru că am văzut câteva elemente care trebuie investigate mai mult. De aceea am zis că aș vrea să se revadă anumite aspecte. Bună ziua, Tamara Ceicovski, Alef News. Ați fost contactat de vreun primar care este nemulțumit de sumele propuse pentru ATE-uri? Nu, am avut discuții cu asociațiile. Din contră, anul acesta, după cum știți, 90% din cheltuielile cu centele și cu persoanele cu handicap sunt susținute de la bugetul de stat. Deci nu mai este această problemă, deci nu am avut aceste discuții. Cât reprezintă bugetul sănătății și cel al educației ca pondere în PIB prin comparație cu anul trecut și de ce nu se văd clar cele două bugete în proiectul de buget? Păi, se văd bugetele ministerelor, clar, foarte clar. Și aici am avut eu acea nedumerire, cum nimeni nu înțelege că un buget care arată 11,43 de miliarde anul acesta e mai mare decât 10,5 anul trecut și mai mare decât 9 în 2019. Dar ar trebui să ne uităm la domenii. Și aici problema este că avem Ministerul Sănătății, dar avem și autorități locale care cheltuiesc bani și au și spitale în suborne, avem și ministere care au spitale în suborne și avem și Casa Națională de Sănătate. V-am spus că la sănătate anul acesta în buget sunt aproape 54 de miliarde de lei. La educație încă nu am primit suma, la fel și acolo sunt cheltuieli pe care le fac autoritățile locale, sunt cheltuieli pe care le face ministerul. Trebuie să ne uităm la întreg domeniul și o să revin cu suma exact pentru Ministerul Sănătății. Dacă o găsesc până la finalul discuției acum, o să vă spun cât este la educație. La sănătate v-am spus că este aproape 54 de miliarde de lei. Nu, de fapt 57 de miliarde de lei, mă scuzați. Dacă îmi permiteți o ultimă întrebare, ca fost ministru de educație, cum vi se pare taxarea Facebook? De finanțe. Da, cum vi se pare taxarea Facebook? Pentru că Polonia deja a făcut primii pași în acest sens și vedem cum arată și războiul dintre rețeaua socială și Australia. Întâi să vă răspund la sectorul învățământ, sunt 40 de miliarde alocați, cu 2,2 miliarde de lei mai mult decât în 2020, anul acesta, la învățământ. În ceea ce privește taxarea, știți foarte bine că nu sunt adept al taxării. Cred că domeniul acesta sau internetul trebuie reglementat, este adevărat, dar nu cred că prin taxare se poate face această reglementare. Mulțumesc. Sigur, vă mulțumesc. Bună seara, Marina Cioacă, România TV. Aș avea o singură întrebare. Este o întreagă dezbatere în spațiul public privind acea reducere a bugetului acordat bisericii. De ce un procent atât de mare? De ce 89%? Păi nu, este pentru că anul trecut a fost o alocare de o măsură istorică. Și de aceea, dar dacă vă uitați, în ultimii ani nu este o reducere foarte mare a bugetului. Nu are niciun fel de conotație. Este o sumă pe care am discutat-o de la început cu cultele, este o sumă care vine în și susține acest sector. Nu am avut o critică din partea sectorului, deci nu am avut aceste probleme. Mulțumesc mult de tot, domnul vicepremier. Să am o intervenție foarte scurtă astăzi. În ședința de guvern a fost adoptată legea privind desființarea SIJ. Nu este niciun fel de surpriză. Dacă ieri în Parlament am văzut că a fost adoptată legea privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, astăzi ne îndeplinim un nou obiectiv al coaliției și suntem în această confirmare a mandatului reformist pe care coaliția USR Plus, PNL, UDMR și l-a asumat la momentul investiturii guvernului. Este o decizie necesară, în primul rând, pentru România și pentru obiectivul acestui guvern de a ridica MCV-ul și de a reuși anul acesta să ieșim de sub această monitorizare pe termen lung de care a beneficiat România. În egală măsură, decizia de astăzi a guvernului este o îndepărtare de moștenirea toxică pe care încă o avem din guvernarea PSD Liviu Dragnea.
Și este un prim pas din obiectivul major de reparare a legilor justiției, pentru că România este în această perioadă într-un proces de recâștigare a credibilității și într-un proces de recâștigare a demnității, să spun, funcționării sistemului de justiție la nivel european, dar și în sens larg pe nivel internațional. Această desfințare a secției speciale, care era un apendice rușinos a sistemului, este un prim pas pe care l-am promis, un prim pas pe care astăzi l-am realizat. Îl felicit pe Stelian Ion, ministrul Justiției, pentru că a rămas ferm în ciuda diverselor ghionturi pe care le-a primit în procesul de a aduce în guvern această lege. Sunt convins că și în Parlament această lege va trece într-o formă prin care să ne asigurăm și acest obiectiv și să nu denaturăm sensul ei inițial, aceea de a avea o justiție funcțională. Îl invit în continuare pe Stelian pentru detaliile tehnice legate de această inițiativă și de perioada următoare. Bună seara! Desfințarea SIJ este un gest de normalitate. Dacă ne amintim, în 2017, câțiva corifei, în ghilimele, ai justiției din acea vreme, și anume Florin Iordache, Eugen Nicolicea, Nicolae Șerban, bineînțeles, sub oblăduirea domnului Liviu Dragnea, gândeau înființarea acestei secții și, într-o expunere de motive de câteva rânduri, nu reușeau să explice necesitatea înființării secției decât în sensul că ea se impune. Trei rânduri a fost nevoie. Noi am explicat pe multe pagini necesitatea desființării acestei secții de investigare a infracțiunilor din justiție. Bineînțeles, justiția nu începe și nu se termină cu SIJ. Sunt multe alte probleme, dar aceasta a fost o chestiune asumată în programul de guvernare, asumată prin memorandumul care prevede niște pași importanți pentru ridicarea MCV, pentru că vă rog să nu uitați, toate organismele europene, GRECO, Comisia de la Veneția, Comisia Europeană, în cadrul rapoartelor MCV, au spus la unison că această secție specială, înființarea acestei secții speciale, reprezintă un regres și la momentul respectiv, 2017-2018, reprezentau motive de îngrijorare foarte mare. De asemenea, să nu uităm că la acel moment CSM a fost foarte vehement în sensul în care înființarea acestei secții speciale nu se impunea, spus foarte clar, dând un aviz negativ la înființare, că nu avem de a face cu un fenomen generalizat de corupție în rândul magistraților care să impună înființarea unei astfel de secții și că nu e normal să fie o categorie întreagă profesională supusă unor reguli din acestea speciale. Puteau să infirme procurorii din cadrul secției speciale toate aceste bănuieli, toate aceste semnale de alarmă și îngrijorări trase la nivelul anilor 2017-2018. Însă ce s-a întâmplat ulterior a fost într-adevăr un bilanț rușinos. Această anomalie juridică, creată de la bun început într-un mod contorsionat, cu nerespectarea unor principii fundamentale, cum ar fi specializarea procurorilor, principiul specializării, principiul separației carierelor, care a fost îmbrățișat la acel moment, și alte asemenea principii. Deci, crearea acestei secții a adus multe probleme. Vă amintesc doar câteva dintre ele și aș vrea să ne gândim împreună ce s-a întâmplat în acești ani. În primul rând, anumiți magistrați care au avut curajul să pornească anchete împotriva unor politicieni puternici sau au avut curajul să exprime puncte de vedere referitoare la atacurile la justiție atunci date prin modificări legislative pe legile justiției și pe codul penal și de procedură penală, au fost rând pe rând chemați la secția specială. Așa ca din întâmplare s-a început taman cu acei
acei magistrați. Pe de altă parte, procurorul șef DNA, fostul procuror șef DNA, a fost supus unui control judiciar demonstrat în instanță ca fiind nelegal, ceea ce ar fi avut repercusiuni cu privire la cariera și parcursul ulterior profesional. Vicepreședintele Comisiei Europene a fost supus unei anchete foarte ciudată la acel moment. O minoră a fost oprită să meargă la părinții adoptivi în străinătate. Sunt foarte multe exemple, renunțări la căi de atac total nejustificate în dosare în care, așa, ca o pură întâmplare, erau implicați politicieni și oameni de afaceri importanți la acea vreme. Deci, iată, renunțări la căi de atac cu semnul întrebării. Și pe lângă toate acestea, la care se pot adăuga, dar nu voi face o enumerare exhaustivă acum, se adaugă de fapt cu totul și cu totul altceva. Se adaugă o ineficiență crasă în timp de aproape 3 ani de zile, 2 ani și ceva. Am văzut că s-au adunat aproape 6.000 de dosare nesoluționate. Am văzut că în general trimit în judecată prin rechizitorii formulează câte 2 rechizitorii pe an, nici un dosar care are în vedere fapte ale magistraților de corupție nu a fost soluționat și trimis în instanță, ca și cum deodată, odată cu înființarea secției speciale, s-au terminat faptele de corupție pe partea aceasta. Este un moment de normalitate, așa cum spuneam. Varianta pe care am propus-o a fost aceea de revenire a situației dinainte de atacurile aduse de PSD la justiție, în sensul în care dosarele care sunt acum în soluționare la secția de investigare a infracțiunilor de justiție vor fi trimise către unitățile de parchet după specializarea, după materie, după competența, după materie, și anume dacă este vorba de fapte care țin de criminalitate organizată, vor fi trimise la DICOT, dacă este vorba de fapte de corupție, vor fi trimise la DNA, dacă este vorba de alte fapte, dosarele vor fi trimise la parchetul de pe lângă, în alta curte de casație și justiție, sau la parchetele de pe lângă curțile de apel. De asemenea, actele, măsurile procesuale, renunțările, clasările, trimiterile în judecată, care nu au fost supuse încă unui control, vor fi supuse, realizate de procurorii de la SIJ, vor fi supuse controlului către procurorul general din cadrul parchetului de pe lângă înalta curte de casație și justiție. Sunt chestiuni pe care le-am considerat absolut normale. Mai fac o referire la avizul negativ din partea CSM. Așa cum spuneam, inițial CSM a fost împotriva înființării, acum în mod paradoxal pare a fi împotriva desființării. Spun paradoxal și aparent pentru că, în realitate, dacă veți citi conținutul avizului negativ din partea CSM, veți observa că, de fapt, nu este un aviz negativ referitor la măsura în sine a desființării SIJ. În niciun paragraf nu se regăsește vreun elogiu sau vreo apreciere la activitatea SIJ. Dimpotrivă, este criticată această activitate. Ce s-a solicitat însă la pachet cu desființarea SIJ au fost niște așa zise garanții suplimentare de care ar avea nevoie magistrații pentru a-și desfășura activitatea în mod independent. Aceste, așa zise, garanții sunt de fapt niște imunități suplimentare, pentru că trebuie să vorbim în limbaj comun. Despre asta este vorba, indiferent cum am împachetat în expresii juridice mai complicate, imunități suplimentare cu care nu suntem de acord nici noi, dar nici foarte mulți magistrați. Nu au fost cerute de majoritatea magistraților aceste
garanții suplimentare și vreau să vă reamintesc că există unele imunități asemănătoare cu imunitățile parlamentarilor, spre exemplu, în sensul în care percheziționarea, reținerea, arestarea magistraților pot avea loc doar cu încuviințarea secțiilor corespunzătoare din cadrul CSM. Deci există asemenea garanții și în prezent. Alte garanții ar însemna să creăm niște dezechilibre, să punem în discuție dacă mai suntem egali în fața legii, să creăm niște discuții dacă nu cumva prin aceste mecanisme nu vor mai ajunge în fața tot a judecătorilor până la urmă cei care încalcă legea sau cu privire la care există aceste suspiciuni. În felul acesta nu vom face ordine în justiție și ce alte garanții au justițiabilii față de magistrați? Trebuie să înțelegem că justiția nu este doar despre magistrați. Este în primul rând despre justițiabili și garanțiile unui justițiabil pentru un proces echitabil le reprezintă chiar magistrații, judecătorii. Acestea sunt cele mai bune garanții, niște judecători bine pregătiți, niște judecători pe care să nu fie un volum de muncă sufocant, covârșitor. Acestea le consider niște garanții. Bineînțeles, pe viitor putem discuta în Parlament, putem discuta pe legile justiției de garanții suplimentare, pentru că îmi doresc foarte mult ca magistrații să fie independenți, să se simtă independenți și să nu simtă presiuni. Dar acum vorbim de presiuni din rândul unor magistrați față de alți magistrați. S-au adus multe argumente, am considerat, în ciuda faptului că am căutat multe zile în șir, o perioadă lungă de timp, alte tipuri de garanții, am considerat că această formă este cea mai corectă. Această formă, în opinia mea, ar trebui adoptată de Parlamentul României și alte chestiuni pot fi discutate în cadrul proiectelor de lege care se referă la legislația justiției, să spun așa. Sunt trei proiecte mari. Vă mulțumesc, aștept întrebările dumneavoastră. Bună seara, Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule ministru, partenerii de la UDMR spuneau că dacă acest proiect ajunge în Parlament și rămâne în această formă, va avea, citez, o soartă incertă. Au propus să discutați cu privire la anumite modificări care pot fi aduse. Nu ne-a oprit nimeni să discutăm, am discutat cu toată lumea, am solicitat propuneri, mai ales din partea celor care solicită garanții. În ciuda acestui fapt, nu am primit propuneri concrete, am primit doar întrebări sau solicitări să găsim noi acele garanții. Întotdeauna am fost disponibil la dialog și voi fi în continuare disponibil. Și desigur, deja problema aceasta se va discuta în Parlament, prin amendamente vom vedea care vor fi soluțiile. Din discuțiile pe care le-ați purtat până în prezent, aveți certitudinea că acest proiect va trece în forma adoptată de guvern? Am certitudinea că acest proiect este cea mai bună variantă și am certitudinea că vom continua dialogul în Parlament. Mă voi prezenta la ședințele comisiilor juridice și voi explica cu toate argumentele și am certitudinea că vom găsi o soluție pentru a desființa secția specială care are zilele numărate. Mulțumesc și eu. O seară frumoasă.